Romania Second Education Project, cel mai amplu și mai scump proiect din educație, vine în sprijinul Liceului Teoretic Iulia HD din Lugoj, care va primi 100.000 de euro pentru o perioadă de 4 ani. Proiectul este finanțat la nivel național printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fiind implementat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă din cadrul Ministerului Educației. Liceul Lugojan a primit fondurile nerambursabile pentru a demara proiectul de venind eu. 10% din sumă se va investi în logistica necesară pentru buna desfășurare a studiului. Obiectivul principal al acestuia este să contribuie la reducerea abandonului școlar, dar mai ales se axează pe creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. În liceu a fost amenajat deja un cabinet de studiu, unde grupe de câte 12 elevi și un profesor se întâlnesc pentru a aprofunda materiile din care vor susține examenul maturității. Proiectul devenind eu are țintă și consilierea liceenilor în vederea orientării în carieră după finalizarea studiilor. Astfel, în primăvară, elevii claselor a 12 -a vor învăța cum să redacteze un CV care să le pună în valoare abilitățile, dar și cum să se prezinte la un interviu de angajare. Licenii vor participa și la excursii de studiu în centrele universitare din București, Cluj și Timișoara, care îi vor ajuta să decidă ce facultate li se potrivește.